aici avem dovlecei tăiați și dați cu sare. Aici vinete sărate. Le dăm printr-un beșamel cu apă, făină și așa pentru post și le prăjim în ulei încins. În vasul acesta punem apă cu făină și vom da fiecare dovlecel și vânătă prin el pentru a-l putea să le prăjim în ulei. Da, două linguri de făină apus. Așa. Punem apă de la robinet ca pentru beșamel. Așa. Și le dăm pe fiecare prin el. Această făină este un pic amestecată cu un pic de sare, ca să aibă gust. Asta e sosul beșamel? Nu, un sos beșamel de făină, fără ou. Am înțeles. Unul cu ou? Unul cu ou, unul cu... poți să-l faci cu... așa. Usturoi granulat. Un pic de usturoi granulat să dea gust bun la... da. Vinete. Cât o jumătate de linguriță, nu? Da, o jumătate de linguriță, ca să amestecăm așa. Da. Așa. Tata uleiul s-a încins. Este încins. Și acum trecem fiecare. Ăsta ce e, dovlecel? Da, așteptăm. Se încingă. E ăla cum îi zice vinetele, da? Da. Așa, face doamna cu dovlecei. Îi pune aici. Ai grijă să nu te frigă, măi, mamă, mă. Ce-ți beșamăr cu usturoi. Da, da, da. Dacă puteam și făceam de dulce, puneam și un ou. Da, da, e de post. Da. Bun. Și astea se mâncă goale? Cu mușchi de usturoi, cu... de toate. Bun. Așteptăm să se maronească. Da, le întoarce pe partea cealaltă cu iusul meu. Ok, după care le întoarce chiar din nou să mai... mai uităm o dată la ele. Uite-le ce rumene sunt, mamă, mamă. Sunt împicuți. Și le spart. Da. Dovlecei sau rumenii și pe o parte și pe alta. Acum urmează să-i scoatem pe un, pe o farfurie cu un șervețel pentru a suge uleiul care a fost absorbit de ei. Trebuia să iei paleta aia, mamă. Da. Îi luai pe toți odată. Și al meu, vreo câțiva. Să vedem cum, care ne place mai mult. Da, cu beșamel sau fără. Ai grijă la ulei. E încins. Da.